Rata de îmbolnăvire cu COVID-19 în județul Hunedoara este în creștere zilnică din 27 decembrie anului trecut, când incidența era de doar 0,61 la 1000 de locuitori, iar astăzi a ajuns la 4,89. În toamnă, maximul pe județ a fost de 8,11 la 1000 și au fost cazuri în care unele localități au fost carantinate. În situația actuală, autoritățile județene vor recurge la măsura de carantinare a localităților doar în cazuri extreme, în baza unor statistici bine elaborate de către Direcția de Sănătate Publică Hunedoara, așa cum s-a întâmplat și în perioada anterioară. Mergem pe procedurile stabilite și măsurile stabilite de către Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Bineînțeles că este posibil acest lucru în interesul cetățenilor din acele localități, însă nu este un scop primordial, ci în momentul în care vom vedea că vom ajunge la incidențe foarte, foarte mari, în acel moment vom decide în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pe baza punctajului stabilit de către Direcția de Sănătate Publică. În județul Hunedoara sunt două comune, Baru și Vorța, în care rata de infectare a depășit 10 la 1000 de locuitori. La nivelul orașelor, cea mai mare rată de infectare este la Simeria, de 8,34, iar la municipii se înregistrează la Deva, de 7,48. Cele mai mici incidențe, în funcție de rangul unităților administrativ-teritoriale, sunt consemnate în municipiul Brad, de 1,86, în orașul Urican, de 2,09 și în comunele Bătrâna, Blăjeni, Bulzești de Sus, Bunila, Cerbăl și General Bertlo, unde nu au fost raportate cazuri de COVID-19.